Proba practică a examenului auto ar putea fi susținută și cu examinatori autorizați, nu doar cu ofițeri și agenți de poliție, prevede un proiect de lege. DRP CIV nu poate efectua examenele în ritmul necesar din cauza lipsei de personal. Conform mesajul.ro, examenul de obținere a permisului auto ar putea fi dat și cu examinatori autorizați, nu doar cu ofițeri și agenți de poliție. Proiectul de lege depus miercuri de UDMR definește în principal profesia de examinator autorizat, aceasta putând fi exercitată pe lângă ofițeri și agenți de poliție, de către orice persoană care obține o autorizație în domeniul respectiv. Prezentul proiect de lege a fost necesar deoarece Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor nu poate efectua examenele în ritmul necesar din cauza lipsei de personal, iar astfel candidații trebuie să aștepte luni de zile pentru a obține o programare la proba practică necesară pentru obținerea permisului de conducere. Inițiativa noastră are ca scop transparentizarea actualului sistem de reglementare și facilitarea procedurilor administrative pentru obținerea permisului de conducere, afirmă inițiatorul proiectului, vicelider al grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaților, relatează mesajul.ro.